Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. De la ora 20:30 pe Antena 1 rulează filmul Along Came Polly cu Ben Stiller și Jennifer Aniston. Ruben Pfeffer are o viață frumoasă, o slujbă bună și țelul lui principal este să nu-și asume niciun risc, în timp ce Polly Prince își trăiește viața ca pe un joc de noroc, bucurându-se de orice ocazie, alegând căile cele mai riscante care îi asigură totodată și distracția. Atunci când soarta îi aduce la aceeași petrecere, recent rănitul în dragoste Ruben decide că măcar de data asta norocul trebuie să fie de partea lui. When I'm making out with a girl, I like to give her a little spanking. What? You just tap her real light right on the tushy. I don't think she liked it. Yeah, some women find it offensive. Ben Stiller, Jennifer Aniston. Along Came Polly. De la ora 20:30, ProTV transmite în direct meciul din optimile Cupei României, disputat între CSMS Iași și Steaua. În această etapă a competiției, partidele se dispută în sistem eliminatoriu, într-o singură manșă, pe terenul echipei de categorie inferioară sau mai slab clasată în campionatul precedent. HBO prezintă de la ora 20 filmul Fun Size. Aceasta este o comedie cu adolescenți care se concentrează asupra unei licene sarcastice pe nume Ren, care abia așteaptă să fugă de familia ei disfuncțională și să plece la facultate. Dar înainte ca acest lucru să se întâmple, mama ei insistă ca Ren să aibă grijă de frățiorul ei, Albert, chiar în noaptea de Halloween. Atunci când Albert dispare brusc, fata pleacă în căutarea lui. So, Spidey, you just chilling out here by yourself? You don't have any friends or anything? Well, tell you what, I need a man for a mission to avenge one broken heart. Are you in? Take your time. Bam! If we don't find your brother soon, we're gonna miss the party. Trick or treat, bitch! Please, we have a situation involving a musket and a drumstick. I have this. Go! De la ora 23:50 pe TVR1 puteți urmări filmul Me and You and Everyone We Know. Producția spune povestea unor personaje perdante și atașante care fug de singurătate. Christine este o artistă singuratică și șoferiță pe Elder Cab, care își folosește viziunile artistice fantastice pentru a-și apropia aspirațiile și lucrurile pe care și le dorește. Când Richard, un vânzător de pantofi recent părăsit și tată la doi băieți, o cunoaște pe fascinanta Christine, el intră în panică. Pe TV 1000 puteți urmări de la ora 21:25 The O in Ohio. Privind din afară, Priscilla pare să aibă tot ce și-ar putea dori cineva de la viață. O carieră grozavă, un cămin minunat și o căsnicie perfectă cu soțul său. Dar atunci când insatisfacția din viața intimă începe să-i afecteze căsnicia, ea apelează la diverse metode sau persoane pentru a-și rezolva problema. You've never had an orgasm? No. All that failure begins to take a toll. I know it's hard to reach out, but you need help, Jack. So you're saying that if you were in a car accident, became a paraplegic, and your penis didn't work, that you would just give up on life? You got it. Hey, Mr. Chase. Get down. Someone might see you. Okay, get up. Yeah, someone might see you. What about masturbation? No, I don't do that. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Nu ratați programele TV Guide pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă!